Pe unde mai uscat? Spune-mi și mie de pe acum. Da. A plouat. A plouat azi noapte. Și cam astea sunt consecințele. Avem o mare baltă și pentru a ajunge la plajă trebuie să parcurgem. Mamă, este flux. Este flux și asta înseamnă că nu avem plajă. Toată lumea e la surfat. De ce ești mai emoționat? Ai văzut ce cântec am făcut? Nu. Ce vrei să cânt acum? Mama să cânt. Haide, cântă. Nu. Dar de ce ești emoționat? Pentru că am cântat foarte bine. Da? Nu te-am. Nu, glumesc. Cea mai tânără din formația asta. Cea mai tânără? Da. Ce vrei să zici? Hai că stau cu Oscar aici pe margine. Pa, iubire. Toți în apă, mai puțin eu și Ana astăzi. Frumos pe uscat. The sound of a kiss we stole from the night. The self-dressing hearts of love at first sight. Perfume is drifting in the cool breeze. Dance of two hands, eager to meet. A kiss and two heartbeats ring out on the street. Cause kisses and heartbeats don't know how to lie. They're watered with tears and bloom in the night. Kisses and heartbeats don't know how to lie. And how to lie, and how to lie, and how to lie. Had a light on, had a light on, no. Bravo, Maki! So let's take a step in this first dance of kisses. Bravo! And heartbeats embracing by chance. Because maybe fate is too much of the world. Just two random passengers caught in a world. A kiss and two heartbeats entwined in a curve. Cause kisses and heartbeats don't know how to lie. They're watered with tears and bloom in the night. Cred că e unul dintre cele mai mișto lucruri, să stau să mă uit la Lavinia și la copii cum surfează. Genial, nu știu de ce. E genial să stai așa prost, te uiți, pe cuvânt. Am uitat să zic, Aris are mâine concurs în Ileus. Toți mergem și bunicul merge să-l susținem. Ne mai distrăm. Ia uitați-o pe campioana noastră. Ai văzut ce accident am făcut cu Carly? Da. Au făcut accident, frate. Uite ce am făcut. Carla și cu Lavinia au rupt placa. Deci Lavinia a venit și i-a tăiat placa Laviniei. Carla a venit și a tăiat placa Laviniei. A, da. Carla a venit și i-a tăiat placa Laviniei. Da. Era să mă rupă piciorul. Da. Mă rog că... Vedeți că e serios, adică... Deci că... A atacat un rechin, vezi? Da. Ce mușcătură de rechin. Da. A fost spectaculos. Bine da. Că n-am pățit nimic. Carly n-are nimic. Nu știu dacă placa e spartă, dar
probabil că și-a e spartă. De-abia i-a reparat o carioca. Da, da. Ai văzut câte valuri am luat? Da. Da, bate palma, bravo, mă. Te bucuri, mă, de mami, te bucuri? Surfăm, frate, surfăm. Ține-o băiatul, mă. De ce lat? De fericire. De fericire, mă. Mă, da. S-a înserat și ăștia mici tot în apă. Mișto. Chill, frate, chill. Nu? Da. Chill. Acum mă gândeam la Cătălin. Oare Cătălin ce mai face, frate? Ia să vedem. Îl sunăm pe Cătălin și rugăm să ne trimită un film? A? Vin ăștia pe noapte de la surf. Ia să vedem. Ce zic? Ce faceți, bă? Bine, știi ce lună frumoasă e? Da? E lună plină? Mamă, pe bune? Cum a fost? Ce faceți? Foarte mișto. A, deci de-aia ați rămas așa, că e lună plină. Avem niște valuri foarte mișto. E lună plină, mă, și noi am pierdut-o, mă. Erau valuri mai frumoase, valurile. Ah, ai văzut apusul? De cât mai dat un telefon? Ai văzut apusul? Da. Ieri vorbeam cu mama la telefon și noi ne uitam la lună și ea se uita la lună. Și mi s-a părut ce, că așa, am avut așa o străfulgerare față de acest gând, cum că amândoi în același timp ne uităm la același obiect și suntem pa, așa, unul aici și unul aici, pe partea cealaltă a globului și urmărim același obiect. Ce mișto! Și să, era așa un sentiment de, nu știu cum să zic, dar mișto, mi-a plăcut. Voi așa faceți popcorn? Nu amestecați, nu faceți nimic, le lăsați așa, buvu? Ia să vedem. Ce face Carl aici? Ce va ieși? Așa, da, tati, da. Popcornul nostru și că e foarte bun. Da. A, și în restul pui sare? Da. Aha. Ne uităm la un film? Da. Frate! Julie de două ori cât mine. Așa, sunt Brazilia, suntem acasă la bunicul lui Julie, la bunicii. Bunicii? E foarte frumoasă casa, e foarte frumos locul unde stăm. Și să vedem ce o să facem azi, încă nu știu. E orașul foarte mare. Foai că foarte mare. Și cam atât. Ștana la Goa. Paranoa.